반대 예결로 다시 대신서 아시기를 말씀을 향한 그룹으로 스펠 시오가시루가 왔어 스펠카 파티구나 전화이더라 사중가 마카르테 친절이 왔어 아차이 잡았으나 이제 시마에 사실 잡았으니 우리 말이야 아이 이거는 여전히 저거 잠을 피우고 있어 잠을 care, după cum se știe, a venit în 1927, iar Partidul Național Liberal n-a mai atins niciodată vârful din timpul Sfințului de la Corica. Așa era numit de la Corica. Cu toate că ieșirea României din criză se datorează tot unui guvern liberal, este vorba de guvernul Gheorghe Tătărescu. Domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, stimate colege, încep a vă spune că eu sunt mândră că sunt liberală. Sunt mândră că fac parte dintr-un partid național liberal cu o istorie remarcabilă, un partid național liberal care și-a asumat de-a lungul istoriei greul națiunii. A făcut reforme, așa cum ne spunea domnul director, a făcut prima modernizare a României, a făcut ceea ce niciun partid de la vremea respectivă nu a făcut. Prin fiecare individ, prin fiecare om care a făcut politică liberală, a promovat valorile liberale. Ce înseamnă aceste valori liberale? Înseamnă, dacă ai o proprietate, aceasta să-ți fie respectată. Înseamnă, dacă muncești, munca să-ți fie răsplătită. Înseamnă dacă ai o idee să ți-o poți exprima fără niciun fel de consecințe, ci doar aprecieri. Câteva dintre ideile liberale sunt convinsă că vă marchează și vă amintiți de ele în fiecare moment din clipele pe care le trăiți. Nu am să mă refer foarte mult la istoria Partidului Național Liberal pentru că a făcut-o foarte frumos domnul director. Am să vă spun doar că am trăit și noi o istorie făcută de Partidul Național Liberal. Să nu uităm, Guvernul Tăriceanu și Partidul Național Liberal a adus România în Uniunea Europeană. Să nu uităm că guvernarea liberală a fost cea mai responsabilă și cea mai bună guvernare de după 89 încoace. Să nu uităm că în guvernarea liberală cetățenii au avut condiții de viață mai bune și au început să spere că în România se va putea trăi în condiții decente. Amintiți-vă că atunci s-au mărit pensiile, amintiți-vă că atunci s-au mărit salariile în limita posibilităților, amintiți-vă că domnul Tăriceanu a avut tăria la momentul respectiv să spună nu putem mai mult mări salariile profesorilor decât atâta. Amintiți-vă că a dezvoltat economia foarte puternic, astfel încât apoi din acele resurse am putut ajuta categoriile defavorizate.